Mă bucur tare mult să vă prezint un cuplu foarte interesant. Mă bucur pentru că, nu știu dacă vă amintiți, v-am mai spus de câteva ori, eu când l-anunț și septembrie a fost o lună foarte aglomerată și cumva există o predictibilitate de fiecare dată. Știi exact ce urmează, nu te mai surprinde absolut nimic și mă bucur că ei au avut o cununie civilă deosebită, s-au căsătorit pe barcă, o să aflăm mai multe de la ei, de la Melissa și de la Marius Ilie. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața și bine ați venit la nou vlog, așa îmi spune în mod normal, dar în această dimineață mă bucur să ne vedem. O să... Mulțumim de invitație! Cu mare drag o să vă auzim, avem un material pregătit din partea voastră și prima și prima dată aș vrea să vă prezentați așa puțin. Cum vreți voi, separat sau în cuplu, cum v-ați cunoscut? Cum începe orice cuplu, undeva foarte tineri, eu aveam 16 ani, iar Marius avea 20 de ani și ne prezentăm ca un cuplu acum, pentru că așa am venit astăzi la dumneavoastră, nu separați. Am avut o relație la distanță de 3 ani de zile, după care am venit și eu la facultate și mai târziu s-a întâmplat minunea și motivul pentru care suntem astăzi de aici să discutăm despre marea cununie civilă de pe barcă. Da. De YouTube cum v-ați apucat? Că asta mi se pare foarte interesant, să vă trăiți așa povestea de dragoste în văzul tuturor. Mulțumim foarte mult, apreciem foarte mult vorbele frumoase, pentru noi înseamnă foarte mult. De YouTube ne-am apucat la, nu știu, la inițiativa Melisei mai mult. Ea, când ne-am apucat, când am inițiat restaurarea sau amenajarea apartamentului nostru, Melisa tot filma tot procesul și ne-a fost destul de greu, pentru că eram ocupat acolo, montam gresie, făceam tot felul de chestii normale. Și la final, după ce am terminat amenajarea, uite, hai să-ți arăt ce am filmat. Și mi s-a părut foarte interesant, pentru că aveam întreg procesul monitorizat și am zis, hai să totuși să-l creăm niște video și să-l montăm și să le punem pe YouTube. Și e ca un jurnal și noi ne putem uita peste timp la ceea ce am făcut împreună și la cum am amenajat apartamentul, pentru că ăsta a fost punctul de pornire, am întâmpinat greutăți și ne-am gândit că ar fi în regulă să vadă și alți oameni prin ce am trecut noi și poate în felul ăsta evită problemele pe care noi le-am întâmpinat. Eu cred că sunteți un cuplu inspirațional și eu mă bucur pentru tine, Melissa, că ai un bărbat bun la toate, pune gresie, faiață și toate. Sincer, da, nu știu câte persoane sunt la fel de norocoase. Îl găsiți pe vlog dacă aveți întrebări pentru el. Da, sunt foarte norocoasă, recunosc. Este bun la toate, într-adevăr. Bine, mi-a plăcut și de tine foarte, foarte tare că ai filmat tot procesul. Practic, mai mult ai filmat decât l-ai ajutat, nu-i așa? Da, păi, nu puteam să intru peste partea lui. El se pricepea mai bine decât mine. Eu eram cu partea creativă. Cineva trebuia să anime toată situația. Corect. Îmi place că e foarte diplomată și... Voi aveți un plan de atac pe YouTube? Vă propuneți anumite materiale pe care să le filmați sau mergeți așa... with the flow și vedeți. În principiu, we go with the flow, sincer, pentru că noi vrem să trăim așa cum ne place nouă, să nu ne impunem niște limite sau niște ținte pe care poate nu reușim să le îndeplinim. Uite acum că apar vlogurile noastre și chiar asta ne dorim să facem, să arătăm oamenilor ce ar putea face chiar și în orașul lor sau atunci când vizitează un loc sau de ce nu într-o zi normală acasă când prepară ceva de mâncare, habar n-am. Corect. Și ne place să explorăm cât mai multe experiențe, deja că oamenii normali ar face într-un anumit mod pe care cu siguranță te vei aștepta că așa va fi, pentru noi va fi complet invers. Noi întotdeauna ne-am dorit să încercăm lucrurile extreme. De exemplu, cununia noastră. Toată lumea își dorește o cununie clasică sau ceva să meargă la sigur. Noi am fost complet invers. Am zis, nu, noi vrem ceva diferit, vrem să facem ceva în Grecia, ba nu, vrem să facem ceva pe barcă, ba nu, vrem să facem în altă parte, vrem să încercăm ceva deosebit, ceva care să ne marcheze viața, pe care un eveniment care mai târziu ne va bucura și ne vom reaminti cu plăcere tot ceea ce s-a întâmplat. Înainte să ajungem la imaginile de la cununia voastră civilă, ți-am lansat o provocare înainte să intrăm în direct, să-ți amintești cum ai cerut-o de nevastă pe Melissa. Presiunea pe mine acum. Da, presiunea foarte mare a fost atunci și mă bucur că îmi reamintesc acest moment. Am așteptat să găsesc o locație inedită, o așteptam de foarte mult timp, o căsuță în copac, după cum ați văzut, puteți să vedeți video-ul și pe YouTube. Și era ceva idilic, un cadru frumos și nu vă zic că toată ziua am fost cu emoții. Efectiv, nu simțeam... Nu puteam să-mi controlez emoții, dar în același timp nu vreau să vadă că efectiv sau să simtă că urmează în acel moment. Și la un moment dat s-a întâmplat, fix în noaptea în care am cazat acolo în căsuța din copac, întreba într-o pădurice. Efectiv a fost un moment magic și am scos inelul
și a rămas șocată. Și, da, și s-a plâns foarte mult și a fost... E foarte greu, pentru că am avut și emoții cu inelul, pentru că inelul este un lucru foarte important. Să nimerești mărimea, să nimerești modelul, să fie ceva deosebit. Și am avut foarte multe emoții și ghiște, a fost la fix. Inelul s-a potrivit, mai ales că Melissa are mânuța destul de mică și... Asta era provocarea, știi? Asta era o adevărată provocare. Să vine din prima. Ai simțit ceva în ziua respectivă, Melissa? Ai mirosit ceva? Nu, n-am mirosit nimic. Nu m-am așteptat să se întâmple în momentul acela. Cumva simțeam că urmează pasul acesta, pentru că lucrurile se întâmplaseră într-un mod firesc. Adică ne-am mutat la căsuța noastră, cumva simțeam că urmează. Dar nu m-am așteptat să se întâmple fix în ziua respectivă și el a fost foarte emoționat și eu am fost după extrem de emoționată și a fost minunat, recunosc, a fost superb. Uite, acum conștientizez că de fapt și băieții au foarte multe emoții când vine vorba de acest moment. Să nimerești inelul, să-i placă, să nu cumva să fii nevoit să-l duci la modificat. Spuneam și despre cununia voastră civilă pe barcă. Hai să vedem câteva imagini și să revenim să-mi povestiți voi mai multe. Promit că o să te respect și să te iubesc. Exact cum ne-am iubit 8 ani de zile, o să fiu lângă tine. Eu promit să fiu alături de tine așa cum am fost și până acum și să te iubesc toată ființa mea așa cum am făcut-o și până acum. Și este un moment atât de special. Eu, să știți că am văzut foarte multe emoții, mai ales pe tine, Melissa, te-am văzut foarte emoționată. Nu mă așteptam să fie între clipulețul, adică așteptam să se vadă câteva secvențe și am fost foarte încântată că erau și jurămintele și zic, oh, fix acum trebuie să vorbim după ce am văzut video din nou. Da, super emoționat. Mi-a plăcut tare, tare mult, chiar a fost o cununie fabuloasă și mi-a plăcut că ați ales tema aceasta, All White, și i-ați lăsat pe toți să se îmbrace în alb. Mi s-a părut foarte drăguț. Nu i-am lăsat, i-am obligat cumva să se îmbrace în alb. Corect, corect, corect. Dar a fost foarte frumos, pentru că faptul că am impus o ținută a făcut cadrul foarte deosebit și e ceva inedit. Cum v-ați organizat? Mi se pare dificil de realizat așa ceva. Chiar luni am postat un vlog despre tot procesul și cum ne-am organizat de la bun început, de la idee până la faptul împlinit, și am vorbit acolo pe larg, pentru că, bineînțeles, nu avem acum toată ziua la dispoziție. Ne-am organizat mai mult singuri, pentru că a fost plăcerea noastră de a face lucrul ăsta și poate fi ușor dificil la prima vedere să te organizezi cu totul. Eu mi-am dorit să fac aproape tot ce se putea face. Frumos, până la sfârșit ne-am dat seama că merită să convingem și alte persoane să nu mai facă acele cununii civile clasice în primărie. Noi asta ne dorim și să reușim să îi încurajăm să facă ceva deosebit. Pe partea tehnică, cum vă organizați în momentul în care filmați un vlog? Dacă vă imaginați și fix în momentul în care trebuia să facem întreaga ceremonie, eu eram cu gândul, hai să scot drona, pentru că este un cadru foarte important și toată lumea era, unde e Mirele, unde e Mirele, unde e Marius, toată lumea panică. Și da, este destul de greu să te organizezi, pentru că de data aceasta am avut un videograf după noi care ne-a ajutat și am mai rugat și prietenii să ne ajute cu camera mea, dar e greu făcând. Dar important e că am avut materiale necesare, astfel încât să compun conținutul ăsta fain și să transmitem emoție și... Pe partea de tehnic, tot meritul este al lui Marius. El se ocupă cu filmat, editat, montat
este creierul și artistul din spatele imaginilor care se văd pe video. Eu sunt partea care vine cu idei, cu energie, câteodată poate cu idei imposibil de realizat, dar cumva contrabalansează Marius și reușim să iasă ceva bine până la sfârșit. În Lefkada am înțeles că ați avut parte de mai multe aventuri. Da, da, chiar au fost momente extrem de frumoase și cred că cel mai mult mi-a plăcut atunci când am mers o zi întreagă cu ATV-ul pe insulă. Mi s-a părut cea mai tare experiență de acolo. Foarte mișto și faptul că am putut să vizităm foarte multe plaje și să profităm efectiv, să arătăm oamenilor exact ce am văzut și noi. Am folosit și drona pentru imagini spectaculoase. Cumva am reușit și cu camera, deși e greu, imaginați-vă că e un echipament destul de greu și pentru Melissa să stea și pe ATV și să și filmeze, dar rezultatul a fost foarte mișto și încurajăm oamenii să facă lucrul ăsta, încurajăm oamenii să împărtășească experiențele lor. Asta ne dorim foarte mult, ca și ceilalți să-și depășească, să iasă puțin din zona de confort, ca să spunem așa. Să aibă curaj. Păi și noi o să vedem aceste imagini cu voi pe ATV în Lefkada. Wow. Vă mulțumesc tare mult că ați venit în această dimineață. Felicitări pentru intențiile voastre și pentru faptul că, uite, ne-ați inspirat în această dimineață să ieșim din zona de confort, să facem lucrurile diferit, pentru că avem o singură viață și dacă ne plafonăm în rutină, s-ar putea să regretăm peste un an, 2, 3, 5, 10. Așa că e bine să vă urmăm exemplu. Mulțumim tare mult! Și noi mulțumim și noi, mulțumim pentru invitație! Și dacă vi se face dor de noi, să ne găsiți pe vlog. Vă trimitem chiar acum pe YouTube și să-i căutați pe Melissa și pe Marius Ilie și tot acum o să și urmărim aventura lor din Lefkada cu ATV-ul. Astăzi, deși vreau să închiriem un buggy, o să mergem cu un ATV. Ăsta este ATV-ul cu care vom merge astăzi, de două persoane, super confortabil. E mișto că avem unde să ne punem și acolo toate chestiile de cărat la plajă. Și după aia mergem să descoperim tot felul de plaje de pe Lefkada. Ai emoții, sincer. Vrei să conduci azi? Că noi voiam să ne luăm un buggy, dar că buggy nu era disponibil. Așa că am ajuns la varianta de ATV. Deci, probabil așa o să fie. Ne luăm ATV-ul și plecăm la drum. Prima oprire va fi unde? La Porto Cacichi, cred. Da. Oficial am ajuns în parcare la Porto Cacichi și a fost cel mai frumos drum din viața mea pe această insulă. Trebuie să plătim o taxă de parcare de 5 euro. Dar care e toată ziua. Dar e pe toată ziua, adică super. Ceea ce o să facem fiți acum. Calvera! După care o să mergem până la plajă. Thank you! Calimera Calis, supera! Thank you! Thank you. Asta a fost o doamnă, deci drumul până aici. Senzație, deci nu se compară. Deci a fost superb, deci este cea mai bună decizie de a lua ATV-ul pe insula asta. Și cred că în general pe insulă e ok de luat astfel de experiență. E superb, superb. Nu adie vânt, deci asta înseamnă că o să fie valul de insuportabil. Speechless, nu? Exact.
plajă la care am fost eu. Este super frumos. Și de în albastru, turcoaz. Senzații. Trebuie neapărat să veniți aici. Și dacă nu mă credeți pe cuvânt, o să vedeți pe Instagram la Melissa cea mai frumoasă poză ever. Vă și ție cea poză frumoasă. Și la mine. Dar ea este nemaipomenită. Grație fotografului că degeaba stau eu acolo dacă nu se prinde. Ce vă recomandăm este să veniți până în ora 12 ca să prindeți umbra asta, că altfel e foarte cald. Și să vă luați și picei, pentru că sunt pietricele. Și să veniți. Punct. Că este super. Neapărat. Și dacă aveți posibilitatea să veniți cum a venit noi cu ATV, e mai ok din punct de vedere al traficului, pentru că banda este destul de îngustă și dacă trec două mașini în același timp, din sensuri opuse, s-ar putea să rămâneți acolo mult timp. Și din punct de vedere al experienței, că nu se compară cu mașina medici oricând. Corect. Și cu ATV-ul pe insulă, prin pădure, cu view mai rar. Doar un pita giros luat de la o carabă. Hai. Mama mea. Mamă, că bună mâncare din Greci. Mai rog bun. Gustă. Lasă camera. Fine, treaba ta. Ready to go. Hai să mergem. Unde mergem? Gialos. Mergem la Gialos Beach. Jumătate de oră cu mașina, adică egal la TV. Pa. Ne vedem acolo. Superbe imaginile surprinse de Melissa și de Marius Ilie, chiar merită să-i urmăriți. M-am ales și cu o sugestie de destinație de vacanță pentru următorul concediu, care o să fie la anul, acum mi-am dat seama, m-am întristat puțin, dar dacă mergeți în Grecia, aveți ocazia să mâncați și fructe de mare sau, până ajungeți în Grecia, aveți ocazia să faceți o rețetă de șnițel cu creveți. Și rețeta vine în această dimineață de la colega mea Mihaela Popescu, pe care o să o vedeți alături de șef Iulian Olar. Găsit. Nu mai este un secret că sunt pasionată de ingrediente, de rețete, de plating. Și astăzi mi-am propus să vă pregătesc șnițel de... Stați un pic, nu gătesc eu. Am nevoie de ajutor. Șef Iulian Olaru. Să rămână. Ce faci, draga mea? Am venit să învăț un preparat mai sofisticat, zic eu. Sau mai greu pentru pare mai care, greu, dar e foarte cei care simplu. Nu știu să gătească, mă gândesc. Astăzi o să pregătim împreună. Opa. Deci nu scap. Șnițel de crevete, el unul Argentina. Așa. Deci o să facem un șnițel din pește. Bun, sună interesant. De ce ingrediente avem nevoie? Avem nevoie de creveți, el unul Argentina. Exact așa este, așa îi găsim în magazine când vrem să-i cumpărăm. Da. Ou, panko. Eu aici le-am pregătit cum erau și cum îi gătim noi. Da. Se rupe capul, se bate foarte puțin cu lama cuțitului să nu-i distrugem. Uh-huh. Se face o dublă crustă. Da. Făină sau pesmet, ou. Șnițel și... știu și eu să fac. Ok. Adică nu e foarte complicat. Ce este foarte important aici este modul cum îl gătim. Că dacă îl gătim prea mult, da, el trebuie să rămână aproape crud la interior. De ce? Deci se va face doar o crustă aurie și atât.
Deci el la interior le să-l simți, că dacă îl gătim foarte mult, el se usucă și nu mai are niciun gust. Bun. Tigaie, da. Ulei de floare, sos citronet, este un amestec 50-50, seamă de lămâie, ulei, maioneză cu cerneală de sepia, legume julien, ok? Da. Puțin ulei cu usturoi, puțin ulei picant, o tigaie bună, apăsăm pe buton. Preparatul. Acesta este preparatul nostru de astăzi. Tot al nostru. Da. Care l-ai mâncat totul. Da. Ok, sper că îți place. Deci eu vin aici în fiecare zi. Da. Promit. Așa. Un alt preparat care se gătește, da, foarte repede, doar atât, curățatul crevetelui și, da, îmbrăcat în crusta de panko, care se pierde, bun, câteva minuțele, dar nu durează mai mult de 10-12 minute. Perfect. Legumele proaspete, al dente. Da, de, sunt fresh, nu sunt deloc, doar marinate cu ulei, sos citronet, da, sare și piper și cam atât. Și cam puțin și furculiță. Sunt pregătită. Altul le aveai deja la, da, tine. Eu sunt pregătită. Cu lingurița, da, de, da, 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 sunt pregătită. Maioneza cu cerneală de sepia, este o maioneză făcută în casă, puțină cerneală de sepia, o găsim cam peste tot, doar pentru culoare, nu-i schimbă gustul nimic. Mai merge foarte bine cu maioneză cu wasabi, o să facem la alt preparat, la viitoare, sperăm. Sigur. Așa. Și cam atât. Poftă bună. Un par de vin alb. Un film înțeles. Bun. Și gata. Și s-a dus cina. Și asta este rețeta perfectă. Da. Poftă bună. Mulțumesc. Dragilor, eu sunt Mihaela Popescu și vă invit să rămâneți cu ochii pe mine. Poftă bună. Data viitoare ne vedem cu o altă rețetă și tot cu șef Iulian Olaru. Mulțumesc. Dragilor, eu sunt Georgia Dascălu și vă invit la Târgu Mureș, pentru că Metropola TV este post național și facem o călătorie chiar în acest moment. Vă invit la Târgu Mureș, acolo unde are loc cea de-a 29-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Scurtmetraj Alternative. Vorbim în această dimineață cu Levente și Poș. Pe această cale am să-i spun bună dimineața și bine ai venit la Matinal! Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Și noi îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Știu că aveți foarte multă treabă în această perioadă și îți mulțumim că ți-ai rupt din timp să vorbești cu noi și să ne povestești despre această 29-a ediție. În primul și în primul rând, voi cum ați început? Iată că aveți o vârstă fabuloasă, mai mult chiar decât mine. Așa. Ce bine e să fii tânăr, dar revin așa și o să și explic cu asta cum s-a născut acest festival. Deci
nu este un nume, n-are un nume englez, are un nume latin, că doar se spune că ne tragem din latin. Deci se spune alter native și vrea să semnifice faptul că nu ne naștem toți la fel, ci există o diversitate extremă în toate cele. În primul rând ne-am referit atunci respectiv cei care au fondat acest festival la diversitatea culturală. Asta a fost ideea de bază ca să aducem în Târgu Mureș și să prezentăm publicului din zonă și așa culturile diferitelor lumi care apar pe ecran. După aceea s-a dezvoltat într-un concurs de scurt metraje, celălalt scop al festivalului fiind de a arăta publicului cinefiși, în primul rând tinerilor, pentru că organizatorul acestui festival este o organizație de tineret, ceea ce dă un alt specific al festivalului, nefiind un festival dedicat profesioniștilor în primul rând, ci publicului și mai ales tinerilor, pentru a le educa în cultura, în arta filmului. Și acest lucru este deosebit de important și în zilele noastre, când tinerii sunt obișnuiți să urmărească filme pe telefonul mobil, pe tablet, de pe diferite platforme, dar senzația pe care o dă un film urmărit pe un ecran de cinema sau, cum este la noi, pe un ecran LED, este cu totul și cu totul altfel decât pe un ecran micuț, iar atmosfera unui festival, atmosfera și senzația vizionării în comun a unor filme și a celorlalte programe pe care le oferim este cu totul deosebită și se pare că cel puțin publicul din Târgu Mureș a și înțeles și ține la acest festival. Am înțeles că în competiția de anul acesta au rămas 40 de filme de scurtmetraj. Aș vrea să-mi povestiți dintre câte altele a trebuit să alegeți aceste 40 de filme care au rămas în competiția finală. Cu toate că am avut unele temeri în legătură cu faptul că o să avem destule filme înscrise pentru preselecție, dat fiind faptul că anul trecut deja s-a desfășurat și s-a petrecut sub pecetea acestei pandemii care ne omoară zilele și acum, totuși am avut peste 800 de filme, 833, dacă bine mi-amintesc, filme înscrise în concurs. Din acestea au fost alese 40 de filme, 40 de filme care sunt mai puține cum le aveam de obicei, dar trebuia să avem în vedere în alcătuirea programului de concurs și de faptul că, datorită prevederilor sanitare, trebuie să facem pauze mai lungi printre blocurile programului de concurs și nu o să avem același timp la dispoziție când aveam până acum 2 ani. Cu ce alte activități îi răsfățați pe participanții la festival? Am înțeles că vor fi și câteva ateliere. Da, încercăm să întărim puțin latura asta profesională. Este în curs de desfășurare un atelier de un film sub conducerea regizorului Vishky Abel și o să avem de astăzi începând un curs de scriere dramatică și un atelier de critică de film. Asta ca să avem o tânără generație pregătită pentru a putea să scrie despre viitoarele ediții ale festivalului. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră din această dimineață și vă doresc mult succes în aceste 5 zile de festival și să ne reauzim cu bine și anul viitor.
Vă mulțumim mult și vă invităm, dacă o să ajungem la anul, să ne și vizitați cu echipă de-a dumneavoastră. Ne pregătim din timp și vă facem și o vizită. Mulțumim tare mult și mai departe o să urmeze un calup de știri din lumea astrală, să le spunem așa, să fiți pe frecvență, să fiți alături de noi, căci urmează horoscopul zilei. Berbec, reușești să te relaxezi. Profiți din plin de prima parte a zilei, care pare să fie una destul de liniștită pentru tine. Îți îndrepți atenția asupra vieții personale și ai timp să faci ce-ți place și să-ți pui în ordine planurile pentru următoarele săptămâni. Spre seară este posibil să ai parte de o vizită neanunțată din partea unei persoane dragi cu care ai foarte multe de povestit. Taur, trebuie să te ocupi de un proiect urgent. Te vezi nevoit să-ți schimbi planurile pe care le ai pentru astăzi, deoarece primești un proiect important. Acest lucru te va face irascibil și nervos. Trebuie să accepti situația și să-ți păstrezi calmul. Cu cât te adaptezi mai repede schimbărilor, cu atât îți va fi mai ușor să te ocupi de sarcinile tale. Gemeni, ai șanse mari de reușită în proiectele profesionale. Astăzi este posibil să ai parte de o discuție serioasă cu partenerul de cuplu. Dacă rămâneți calmi și sunteți sinceri unul cu altul, reușiți să vă rezolvați problemele. După orele prânzului primești o ofertă destul de bună pentru o colaborare cu un membru important din cadrul companiei. Rac, primești un sfat bun. În prima parte a zilei reușești să te relaxezi și să te odihnești. După orele prânzului ești nevoit să faci mai multe drumuri prin oraș pentru a rezolva câteva probleme personale. O persoană dragă vine la tine cu un sfat de care trebuie să ții cont. Leu, ai parte de multe bucurii astăzi. Ești foarte liniștit și relaxat și reușești să te bucuri de momente frumoase alături de o persoană foarte dragă. Ziua decurge cum nu se poate mai bine pentru tine. După orele prânzului este posibil ca cineva din familie să-ți facă o surpriză minunată. Fecioară, astăzi ești foarte vesel. Ziua de miercuri este cea mai frumoasă perioadă a săptămânii pentru tine. După câteva zile destul de încărcate, astăzi reușești să-ți planifici mai bine timpul, astfel încât spre seară să poți să te relaxezi și chiar să ieși în oraș cu prietenii. Este posibil ca în a doua parte a zilei să faci câteva drumuri prin oraș. Balanță. Atenția ți este îndreptată asupra vieții profesionale. Este o zi foarte bună pentru a interacționa cu superiorii sau persoanele cu care colaborezi profesional. Ai multă inspirație și ți este foarte ușor să-ți exprimi gândurile, de asemenea reușești să găsești idei creative pentru rezolvarea problemelor cu care te confrunți. Foarte mulți vor fi impresionați de profesionalismul tău. Scorpion, încearcă să fii mai deschis cu oamenii din jurul tău. Împărtășește cu cei din jurul tău emoțiile și ceea ce trăiești. Cu cât ești mai sociabil și îți povestești experiențele, cu atât îți va fi mai ușor să treci peste momentele grele. Permite persoanelor dragi să facă parte din viața ta. Spre seară vei avea o surpriză neașteptată din partea unui membru al familiei. Săgetător, acorzi prioritate vieții sociale. Ziua de astăzi pare să fie foarte bună pentru discuții lungi și dialoguri interesante. Acorzi atenție extrem de importantă relației pe care o ai cu partenerul de cuplu. De asemenea, spre seară o vizită neașteptată poate deveni destul de interesantă, mai ales dacă este vorba despre o rudă apropiată. Capricorn, trebuie să asculți de părerea celor din jurul tău. Este posibil ca astăzi să ai parte de câteva discuții mai dificile cu persoanele dragi din viața ta. Deciziile pe care le iei pot părea foarte bune pentru moment, însă nu-ți vor aduce beneficii pe viitor. Încearcă să asculți și de sfatul celor din jurul tău. Vărsător, rezolvi conflicte în familie. Îți dedici ziua de astăzi relației cu persoanele dragi din viața ta. Poate că este timpul să-ți îndrepți atenția asupra vieții familiale și să încerci să ierți anumite greșeli. O discuție serioasă cu o persoană în vârstă te ajută să iei o decizie importantă. Pești, multe lucruri se schimbă pentru tine. Ești într-o perioadă mai întunecată a vieții tale în care nu știi pe ce drum să o apuci. Consider că ai făcut câteva greșeli pe plan personal pe care, chiar și dacă ai încercat, nu ai mai avea cum să le repari. Trebuie să înveți să trăiești cu ce ai realizat până acum. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro și haideți să mai învățăm ceva în această dimineață din zona make-up-ului. Puteți să intrați pe canalul de YouTube Angie Machiază și acolo să găsiți mai multe tutoriale. Noi în această dimineață vă prezentăm un tutorial de machiaj grafic. Bună, eu sunt Angie, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. În vlogul de astăzi vreau să încerc să fac pentru prima oară un machiaj grafic. Tot timpul am fugit de machiajele astea grafice, dar am văzut că sunt super la modă și am zis să încerc și eu să fac unul. Vreau să fac unul cu roșu, pentru că având în vedere că am și părul roșu, zic eu că se potrivește și rămâne de văzut dacă o să-mi iasă sau nu. Sper să rămâneți cu mine până la finalul vlogului și înainte să începem, v-aș ruga tare mult să vă abonați la canalul meu dacă încă nu ați făcut-o. Haideți să începem! Voi folosi gel pentru a-mi fixa sprâncenele. Pur și simplu le perii după forma opa.
după forma în care cresc ele. Și am grijă să le lipesc super bine de piele. Mie așa îmi place să fie. Las puțin sprâncenele să se usuce, iar următorul pas este aplicarea bazei de ploape. Iar acum va trebui să iau o nuanță deschisă pentru a realiza schița machiajului. Așa îmi place întotdeauna să lucrez. Voi lua și o pensulă teșită și încerc să realizez machiajul grafic, după care voi lua culoarea roșie și voi amplifica totul. Acum e acum. Prima oară realizez schița de pe proba mobilă și după care voi uni cu restul. Pur și simplu am plecat din colțul intern cu o linie și mă mulez oarecum după forma ochiului meu. Sper că înțelegeți ce vreau să zic. Iar acum voi face o linie ca de tuș. Așa, după ce am făcut schița, vin cu culoarea roșie. Și voi lua tot aceeași pensulă, tot așa câte puțin, câte puțin. Și voi da ușor, ușor forma machiajului, după care vin cu o pensulă mică și blenduiesc super bine. Iar acum intensific din ce în ce mai mult până ajung la rezultatul dorit. Iar acum voi lua o pensulă mică tip creion și voi blendui cu nuanța coral, este un roz coral așa. Voi blendui fix peste linia pe care am creat-o cu roșu, dar fără să apăs pe pensul absolut deloc. Iar acum, ca să curăț un pic interiorul, voi folosi această bază în nuanța Black Canvas. Acolo. Mă folosesc de o pensulă plată și pur și simplu curăț interiorul foarte bine, fără să șterg ce am construit. Voi fixa totul cu o nuanță deschisă și cu o pensulă plată. Voi continua machiajul după ce îmi fac și fața. Mi-am pus și genele false și între timp am mai alungit un pic codița, pentru că după ce am pus genele mi-am dat seama că nu se mai vede așa de pronunțat ca înainte. Iar acum voi aplica fondul de ten. Îmi voi întinde așa superficial cu pensula asta, după care îl voi finisa cu burețelul. Pentru că am văzut că nici burețelul nu l-am mai folosit de mult timp și mi-e dor de el. Am grijă să dau bine și pe gând. Și acum vedeți că începe să se uniformizeze totul cu nuanța decolteului. Pentru că de-aia o fac mai închisă, că știu că și fața mi-o fac un pic mai închisă. Trag înspre gât, dar înspre gât am voie să trag produsul. În schimb, peste tot îl tapotez. Am aplicat și corectorul, iar acum dau forma finală machiajului, exact ca atunci când am linie de tuș. Pudrez foarte bine zona de sub ochi, după care cu o pensulă mai mare pudrez și restul. Acum voi reveni la sprâncene și voi trage câteva fire cu carioca în nuanța Fling. Nu știu cum să vă explic, opa, cât mai bine ce fac, dar pur și simplu îmi trag niște fire unde consider că e nevoie. Urmează să-mi fac contouring-ul. Îmi place că asta e un pic mai închisă. Aplic și pe extremitățile feței. Aplic și puțin blush tot cu aceeași pensulă. Iar acum voi aplica iluminatorul. Cam acesta este machiajul de astăzi. Sper din suflet că vă place. Mie îmi place super mult. Chiar dacă mi-era frică că nu o să-mi iasă,
Mi-a ieșit cât de cât. Știu că mai am multe de învățat, dar mie îmi place foarte mult rezultatul. Sper să vă placă și vouă. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și cel mai important să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Ne vedem și pe Instagram, Angie Machiază. Puteți să-mi dați follow și acolo. Vă pup și vă iubesc! Observ că în ultima perioadă sunt foarte mulți tineri care își descoperă pasiunile. Uite, de exemplu, Angie machiază și Ana Maria Gustoi este pilot de raliuri la 16 ani. Ea este din Sibiu și în această dimineață o să ne inspire și o să ne motiveze și pe noi. Pe această cale aș vrea să-i spun Ana Maria, bună dimineața și bine ai venit la Matinal! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Mă bucur să ne auzim și să îmi povestești despre ultimele tale competiții. Am auzit că în competiția de la Șura Mare ai făcut furori și ai urcat chiar pe podium. Da, a fost o etapă cu multe provocări pentru mine, însă m-am descurcat. Mi s-a părut că am reușit să devin tot mai bună. De la etapă la etapă încerc să performez cât mai mult. Iar performanțele se pare că apar ușor, ușor. Am o mică, să spunem, curiozitate în această dimineață. Cum te simți știind să conduci, dar neavând posibilitatea să ieși cu mașina în trafic pentru că mai puțin de așteptat până ți-ai permisul? Da, e foarte greu când mă gândesc că văd foarte mulți șoferi care vor să facă într-un fel raliu pe stradă, dar ei nu știu ce înseamnă raliul mai exact. Eu deja am permis, doar că de 16 ani, este o mașină specială pentru categoria aceasta și nu prinde viteză cum aș vrea să prindă ca mașina mea pentru macadam, pentru asfalt, dar mai am încă 2 ani și o să-l fac și eu. Sunt curioasă cum ai definit tu raliurile. Uite, spuneai mai devreme că oamenii își doresc să facă asta pe stradă, dar nu înțeleg ce presupune. Din perspectiva ta, cum ai defini acest sport? Motorsportul este un sport pentru persoanele care știu ce înseamnă și fair play, știu ce înseamnă concentrare și știu ce înseamnă să ai grijă să... Ai foarte multă concentrare pe ceea ce vrei să faci. Nu trebuie să fii stresat la volan, trebuie să fii calm, pentru că, cum s-a întâmplat și acum câteva săptămâni, acest lucru ne poate dezavantaja și se pot întâmpla multe lucruri. Cred că ar trebui să transpunem și în traficul de zi cu zi aceste principii, să rămâi calm la volan, să nu te stresești, da. Să fii concentrat. Mai departe, care sunt competițiile pentru care te pregătești? La voi cât durează sezonul competițional? Când se strică vremea, luați și voi o pauză sau cum procedați? Majoritatea competițiilor se termină în luna noiembrie și încep în ianuarie, la începutul ianuarie. Următoarea etapă la care voi participa va fi tot la Șura Mare, în cadrul campionatului național de slalom paralel. Traseu pe macadam, iar sper să am un rezultat cât mai bun și acolo. Care sunt probele din cadrul competiției la care tu participi? În afară de slalom paralel, am înțeles că mai sunt vreo 3, nu-i așa? Da, mai particip și la Women Rally, este un campionat dedicat doar femeilor, chiar dacă sunt piloți, chiar dacă nu sunt doar șoferi, ele se strâng mai număr cât mai mare. Ca și acum la Cluj va urma ultima etapă din acest campionat, unde cred că vor fi peste 40 de echipaje. Mai merg și în campionatul național de rallycross, tot așa pe macadam. Însă visul care mi s-a întâmplat anul acesta a fost să fiu navigator într-o mașină de curse, unde am debutat la Raliul Argeșului. Cum trebuie să fie echipată o mașină pentru raliu? Întreb pentru un prieten, pentru că spuneai de Women Rally și am zis dacă tot este dedicat și femeilor care nu sunt neapărat piloți de raliu, poate aș putea să participi și eu, dar nu știu cu ce mașină, așa că te întreb cum ar trebui să fie, să arate o mașină de competiție. La Women Rally, femeile se pot da și cu mașină normală,
Însă o mașină de curse este pregătită destul de sigur. Trebuie să aibă un rollbar omologat, un contact general care să oprească motorul în orice moment. Trebuie să aibă un extintor automat la motor și la baterie. Și cu siguranță trebuie să mai avem și extintoare în mașină pentru orice eventualitate. Iar celelalte lucruri nu sunt foarte importante, cam astea sunt cele mai importante dintr-o mașină de raliu. Partea aceasta de tehnică și mecanică te pasionează în egală măsură cu partea de condus sau aici trebuie să înveți să faci un efort și nu e neapărat pe placul tău? Ce îți place cel mai mult din această meserie? Păi trebuie să învăț și mecanica în cazuri foarte importante. De exemplu, trebuie să știu să schimb roțile, ceea ce îmi place foarte mult. De când eram mică, mergeam cu părinții mei pe probe, mergeam în parcul service, vedeam cum se desfășoară. Iar de 3 ani de zile merg aproape în fiecare zi la un parc service, la serviciul nostru, de fapt, unde învăț cât mai multe, chiar dacă nu prea știu eu mai ales că sunt fată, dar încerc să mă descurc cât pot. Pe cine admiri în mod deosebit din această lume a sportului? Ai pe cineva pe care l-ai drept exemplu, drept model de urmat? Am mai mult, doar că cel care mi-a fost model este Raul Badiu, care a reușit să meargă și în campionatul mondial de juniori. El m-a ajutat foarte mult să învăț cât mai multe. Am făcut câteva antrenamente cu el și este o persoană care, n-am cuvinte, e o persoană de nota 10. Ce intenționezi să studiezi la facultate, având în vedere pasiunea ta? Eu, de când sunt mică, mi-am dorit să... Ana Maria, am să te rog să repezi puțin ce ai vrut să ne comunici de la de când era mică, eu am vrut, căci s-a întrerupt puțin și vrem să auzim. Ok. De când sunt mică mi-am dorit să fiu medic, doar că încă am câteva întrebări. Eu mi-aș dori medic pediatru, însă mi-aș dori și medic stomatolog. Iar la facultate sper să continui să mă gândesc la fel, să continui pe medicină. Uite, mă bucur că te-am rugat să repezi ceea ce ne-ai spus. Chiar e foarte, foarte interesant că ți-ai dorit să studiezi medicina. Îți mulțumesc tare mult că în această dimineață ai acceptat invitația noastră și că ne-ai povestit despre pasiunea ta. Mulțumesc. Încă o dată te felicităm pentru rezultatele din august și așteptăm să vedem și rezultatele următoarelor competiții. Ținem pumnii și ținem aproape, abia aștept să ne reauzim. Mulțumesc mult! Dacă ne-am luat așa doza de inspirație pe ziua de astăzi, eu zic să mai rezolvăm câte ceva și să știți că foarte multe clipulețe explicative în acest sens găsiți pe canalul de YouTube Lion Training. De acolo vine și următorul material despre relația toxică pe care noi ne-o formăm cu banii. De ce nu? E important să vorbim și despre asta și vă invit pe această cale să fiți atenți și, bineînțeles, după să rămâneți alături de noi. Ai nevoie de bani. Știi că te ajută să te simți mai bine, mai puternic, mai frumos chiar. Muncești, inventezi, te reinventezi, dai peste cap și faci în așa fel încât acele dorințe a căror îndeplinire depinde de bani să devină realitate. Și ești mulțumit dacă portofelul este gras și cardul nu pare să sufere de vreo slăbiciune. Astăzi vreau să-ți vorbesc despre 2 situații aparte în care poți dezvolta o relație toxică cu banii. Prima situație. Banii nu rămân la tine. În acest caz, simți o nevoie constantă de a cheltui. Fie că ai nevoie de anumite lucruri, fie că acele lucruri sunt la reducere, sau doar aplici terapia prin shopping ca să te simți mai bine sau să îți repare anumite domenii din viața ta în care nu ești bine. Fie că inventezi motive pentru care te justifici, de cele mai multe ori doar în fața ta, de ce ai nevoie să cumperi și asta și asta și asta?
Banii nu rămân la tine nici atunci când intervine în joc sindromul impostorului. Ce spune acest sindrom? Nu merit, de fapt, situația materială pe care o am acum și mai devreme sau mai târziu voi fi descoperit și oricum voi rămâne fără bani. Nu merit. Nu sunt pregătit să am bani. Practic, ce se întâmplă este că tu refuzi la nivel subconștient să adaptezi mentalitatea la cea a unui om bogat. A doua situație în care poți dezvolta o relație toxică cu banii. Banii rămân în portofel sau pe card, dar tu ești profund nefericit. Cu toate că îți poți cumpăra tot ce dorești, cu toate că nu îți lipsesc resursele financiare pentru îndeplinirea unor dorințe valoroase, ești foarte îngrijorat de cheltuielile mărunte. Nu pleci din magazin fără a primi restul de 10 bani, prețul cartofilor a crescut cu un leu și ți se pare un dezastru mondial, prevezi doar crize financiare în care, dacă nu ești suficient de chipzuit, vei fi cel mai mare perdant. Bineînțeles, acestea sunt doar două exemple de relații toxice cu banii, însă sunt două extreme. Cum te poți feri de situațiile prezentate mai sus? Ai grijă de gândurile tale, pentru că gândurile îți determină în mod natural și firesc acțiunile. Prăpastia unei relații toxice cu banii poate să te transforme într-un om încătușat din punct de vedere financiar. Dar ce poate fi mai grav decât atât, pentru că există ceva mai grav decât atât? Să transmiți copiilor tăi patternul unei relații toxice cu banii. Știm bine că ai noștri copii urmează modelele parentale și în copilărie se formează concepțiile despre noțiunile fundamentale în viață. Este responsabilitatea ta să te analizezi, să te repari dacă este nevoie și să dezvolți o relație sănătoasă cu banii, pentru că, vrând nevrând, o dai mai departe copiilor tăi. Timpul înseamnă bani sau banii înseamnă timp, depinde de perspectiva din care priviți lucrurile, dar timpul este sinonim și cu vremea, vremea noastră. Vremea noastră de astăzi se anunță în felul următor. Astăzi valorile termice vor fi ușor mai coborâte în sudul, estul și centrul țării, iar în rest vor fi normale pentru această dată. Vor fi înnorări temporare și va ploua slab pe arii restrânse în jumătatea de vest a teritoriului și izolat în sud-est. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la munte, în Banat, Dobrogea și în Transilvania. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 21 de grade Celsius. O să vă propun o scurtă pauză de publicitate și o să vă mai propun să rămâneți alături de noi după această pauză, pentru că o să aflăm povestea unui tânăr inspirațional, un tânăr de etnie romă care este la a doua facultate. Eu zic că merită să rămâneți alături de noi, să aflați această poveste. N-aveți mult de așteptat, vreo 5-6 minuțele și ne întoarcem.